Da, suntem în direct la show-ul show Max, profețiile lui Mitică, Dumitru Dragomir în formă maximă, emisiunea care rupe, care se viralizează, orice declarație a lui Dumitru Dragomir se viralizează și face, credeți-mă și nu exagerez, milioane de vizualizări. Hai, poate nu milioane toate, dar toate fac sute de mii, iar cele mai tari milioane, fiate în ce bascare ne-a Mitică, a venit nu e în formă, îl simt, dar îl voi băga în formă maximă. A venit cu bască de moș, de pensionar. Bre, ne-am arde casa și vii cu basca asta de pensionar. Ce e basca asta, bre, la tine? Bă, ești nebun, face când mașina ta. Ce? Așa preț are. Tu vorbești serios? Da. Dar ce e? Barbarii sau ce Că seamănă sau ce e? Băi, ia uite mă ce e. Să mor, dacă cine, ăștia? Stetson, cine să știa? Stetson, sau cine să știa? Aceștia cei mai tari pe piață. Cei mai tari din lume? Din lume, da. Și face cât mașina mea? Da, cât mașina ta. Mama, așa de tare e? Ne-aminti că? Da. da. Mama, dar e și frumoasă, să știi că sta bine. Păi, da, e sexos? Da, băie, da Pensionar e din, sexos? Da, din ce? mă? E din. Uh, cașmir 100%. Aha. Uh -huh. Da? Mamă, și așa scumpă e. Eh, cu eh, da? O am de mai mult timp. <laughs> păi nu că eu o cu Dacia și de, da, aia, că da, da, de da. aia, zici că face. O am, o am de mai mult da, timp. Așa, dar așa, vrei da. să zici ceva arată bine. Dar hai să ți arăt eu altceva. Eh. Ca să vezi, da? Fii atent. Da, ce face mai înțeles, Ce face Florinel? Da, au făcut ăștia poză cu Florinel, da? Așa. Fii atent. Au făcut poză. Ea pune bătată poza. poză. Da? Ia uite-l pe Florinel, da? Florinel Coman da? Au făcut, știi, dacă s-a viralizat, da? Sute de mii de, de vizualizări, uh, sute de comentariu, celebra tabască. Da. Mai da. înțeles? Deci a. Florinel Coman cu celebra tabască după un gol marcat. Înțelegi? De deci ce a, nebuni nebunit lumea? Uite. asta e Brioni. A? E Brioni? Brioni e. Da? Da, da. Păi, da, ce faci, bine ne mitică cu astea? Cum se... Uite-te și tu. Și a pus omul bască Brioni și a rupt tot. Că de la da. tine s astea cu pălările, tu ei spar pe toți. Da, bă dacă și nepoții mei, uh, uh, cel de 20 de ani, îmi spunea, Piti, n-ai o, o părănie mai mică, pentru că eu încă căpățâna mare, așa. De ce? Păi uh, de la tine a început uh, toți tinerii să poarte uh, A început modă! Da, modă eu vorbesc serios, o nu părărie. glumesc Pălărie. acum. Da, Ne-am că jur dacă eu glumesc cu tine. Da. Sau ceva. Înțelegi? Și eu i-am spus, băi, am vreo... Dar știi povestea? Știi povestea la pălăria asta? Nu, nu, Că e adevărată. Nu, nu. deci la meciul cu Botoșani, da? Așa, a. un spectator a aruncat basca aia pe teren, șapca pe teren. Și Florinel Coman și-a pus-o pe cap, a făcut poza și s-a viralizat. Și de atunci, cu, mai înțeles, dar toți, pentru că toți zic că e dacă, poza ta. Dacă a aruncat că e basca ta, Dacă zic. a aruncat-o, nu e brioni. Cum? Dacă a aruncat -o da, nu, dar nu e, toată lumea de tine zice, ia uite-l cu basca lubitică, tot numai așa sunt comentarii, mai înțeles? Deci fii atent, comentarii mai înțeles? De ce nebunie? Sută de comentarii. Fii atent. Așa. Uh, 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 zice. zice. Fii atent comentarii la poza lui Florinel. Asta e poza de pus în ramă, bă, acolo la voi, la fanatic. Da? Bună! Asta e, e șapca de zicea Mitica că e 1500 de, o, de euro. Da, e aia. Da, alta cică. Vorba ta, Horia, vii cu, vi cu șapca asta de țăran la emisiune, de altul, mai înțeles? Aha. Așa, altul zice, bravo, Coman, îl copiez pe neamitică! Da, așa. Felicitări, Florinel Coman, ești cel mai bun din România, ești cu șapca asta. Ești power, Ivanov, cu neamitică! păi deci numai mesaj. Ei spar, da. i a adus modă și cu șapca. Băi, e cel mai bun fotbalist din România. Cum? E cel mai bun fotbalist din România. dar cum faci? Da? E cel mai bun fotbalist. Cât e a acum, după părerea ta? La câți bani? De câți bani 10, azi? 10 milioane a pe el. Fac pariu pe cât Da? Fără probleme? Fără probleme, pentru că are uh, o pregătire. Ați văzut, a intrat într-o contră cu portarul aseară. Da. Am crezut că s-a făcut praf. A ridicat, n-a avut nici pădracu. Înseamnă uh -huh. că a, a, a lucrat la sală nemai pomenit pentru uh, forță, uh -huh. pentru uh -huh. în picioare de uh -huh. îți dai seama uh -uh. E uh -huh. bine, ce da. bine e pregătit. De, de când n-a mai avut ca uh, ca fotbalist ca Florinel în campionatul nostru. Păi nu prea. Care avem. să facă diferența așa? Nu prea avem. Cam de la Mutu? Detalia detali, detali lui. Cam nu. de la Mutu? Da, detalia lui nu prea avem, Ne uh? că de la Mutu da. încoace? Da. Nu, uh -huh? da. să știi că de la Mutu n-am prea avut. Păi nu, eu ți-am zis bine ce sens, De la Mutu, a? da. Unul să facă așa diferența. Da, așa este. A? Are forță, are viteză, are inteligență de joc. Uh -huh. Este... Eu, eu spun, și în Spania, și în Italia, joacă titular la toate echipele. Hey, la Real la, Madrid? Da, fii atent, dacă se duce la Real Madrid, da. nu poate să joace că e, în stânga e uh, unul mai, mai, mai fițos și mai tare decât el. Vini? Vini, da. Dar la Barcelona, că Barcelona nu are acum. Da, nu are ca el. Barcelona. J Jur că nu are ca el. A? Fii atent aici spun. Nu are ca el. Barcelona, a? Nu are ca da, eu, eu, spun. Inter, Milano, Juventus nu are fotbalist de cum talia Barcelona lui. Barcelona nu are momentul da, de da, da. Știi? Deci îl vei jucând la, to la aproape toate echipele mari. Domne, Știi cum joacă la, nu? Da, la Manchester United, că ai văzut? La, a? Da. Eva, Manchester este... Joacă la United, Florinel? Ia zi, se distrează, bă, ce dracu. De râs a ajuns echipa asta, mm. cu toate că, după părerea mea, a avut 11 metri. Uh, a, ah, mi-am că îi bătea și dacă îi conducea 3-0, le dădea e. 4 3 și la final. A, ce da, da, da. Dar ar putea să joace la ăștia? Ar putea. La ce echipă? La Manchester pot să uh, joc și eu. <laughs> dacă nu ia, ne mintic, că dacă nu ia 3 puncte azi și 3 puncte sâmbătă în meciul direct cu FCSB-ul... Nu, convingerea mea este că Rapidul poate să iasă campion și s-a mai spus dacă câștigă două jocuri în direct cu. Mi-ai dat și hârtie, mi-ai da, dat scris. Am, am dat scris. Dacă câștigă două jocuri, dacă le câștigă, nu doar face un, un match egal, dacă le câștigă, are mari probleme. Uh... FCSB-ul. FCSB Dar da, cu condiția să nu pierdă azi Dacă pierde astăzi în la 13 puncte, despre ce vorbim. A, nu, nu, nu să nu pierdă astăzi. Păi nu, Păi dacă pierde astăzi, pa, e Gigi pe Maibach. Da, da, da. Dar nu nu, 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 cred că vor câștiga. Și îmi pare rău. Da? pare rău. Dar a, 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 începe să joace și Craiova. Da, vedem. Păi de ce îți pare rău? Tu nu, nu ești cu Gigi? A? Te -a, a? Nu te-a dat în fapt Gigi acum că două ore? Nu, Ia uite, azi... mă, a venit la mine! Aș vrea să, să, am să mă duc la meciul uh, uh, Rapid cu Steaua și Steaua cu Rapid. Da? Mă duc și. Dar și nu ești tu cu Gigi? Nu îți ți -i pun cu Gigi? Ba da. Acum ca prietenie te întreb. Doar domne... noi fi cu Șucu. Domne. Sunt cu toate echipele, domne. Ce da? să mai? Care joacă fotbal? Uite, de exemplu, nu mi-a plăcut cum a cu Steaua seara. Da. FCSB. Da, a câștigat. Ha? Nu te-a dat pe spate. Ha? Da. Dar ce ai făcut azi la Gigi? L-ai văzut pe Gigi? No, uite, bă, cine a intrat! Cine e? Ne-a mintit, că bă! Băi și el și tu ne, ne dați în primire. Păi eu cu ce te-am dat în primire? Eu eu l-ați nimic. Eu m-am dus, că am o problemă. Am avut două probleme cu, cu el de hmm. rezolvat și l a rezolvat imediat. Una, avem un drum comun între blocurile noastre, hmm. al, al meu și al fiicei lui Alexandra. Da? Iar eu sunt avansat cu uh, blocurile mele, eu sunt aproape gata uh -huh. și drumul, vreau să facem drumul. Că altfel A mâine... tu te ești înaintea lor, ei ești avansat față de Alexandra Becali cu oh, blocurile? Oh, 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 sunt cu cel puțin 6-7 luni uh -huh. avansat din toate punctele de vedere. Și uh, l-am rugat să, să vorbească cu Vasi să facă drumul. Uh -huh. Ca să, poată, să putem să vindem tot. Că, a, a, drumul are o importanță majoră. Majoră. Vine lumea, vine, a, 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 femeile cu tocuri, cu astea, să nu jucă tocurile până a, intră în, în apartament. Uh -huh. Asta un aspect. Și al doilea, am cumpărat acum un, un an de zile de la el 12.000 de metri pătrați, că cred că ți-a spus să nu -mi mint lumea și m-am dus la el să. -mi... Cât ai da pe ele. 4 milioane. Uh -huh. pe -am dat. A, da. a, sunt aia de acum un an. Da, da, de -acum A, Nu acum, n-ai luat nu, acum. Nu, nu, stai, nu, nu. nu. Dar, nu mi l-a dat în primire. Da. Și nu mi l-a curățat. Așa. Și banul cașcavalul l-ai dat? L-am dat un an. Uh -huh. Nu e o problemă, dar, mie să-mi dea. Păi, și cum adică curățat, ce e pe el? A, sunt niște grămezi de, de pământ ale altora. A, în am înțeles, da. Păi, mine nu mă interesează, pe mine trebuie să-mi dau masa de biliard. Uh -huh. Așa scrie în contract, că nu o să-i car eu gunoaiele care le-au cărat alții uh -huh. pe terenul meu. Și atunci el ne a zis, da, dumne, de acord. A vorbit în fața mea cu Vasi și a spus... Uh -huh. ce ai zis? Bă, ne că ești nebun? Ce n-ai I-a o, o, dat o săptămână ca să facă uh, curat tot și să mi-l predea uh, uh -huh. uh, terminat. Uh -huh. Și am terminat, am plecat. Da? Atât? Da? Doar -a, atât? M-a întrebat, bă, cum, ce dracu faci, bă, de nu bă? Nu dracu, că nu, 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 nu zice de dracu da. nimic. O, ce faci? Ce faci, băi, de nu îmbătrânești de Cine? El te-a întrebat." El pe mine. Băi, mă uit la tine, ești ca acum 20 de ani, 30 de ani." Și eu spun, băi, Gigi, cred că jocul de table mă ține așa. Că mă joc dată pe săptămână, joc table. Băi, dar și altceva, mai dorm după masa, nu mai mănânc seara mult... Și i-am spus când este ia dracu, te ia din ușa bisericii. Da. Bă, te întreabă da. câți ani ai și că uh -huh. ă, astea. Nu, bă, dar tu arăți bine. Păi, și tu arăți bine. Diferența este că tu te rogi toată ziua, că el e cu rugăciunile. Eu mai râd, mai păi mă distrez, care se roagă, ai văzut, se mai stafidesc dacă te rogi toată ziua. Păi toată lumea se roagă da? să nu intre în pământ, dar toți intră în pământ. Da, da, da. Dar știi cu ăștia, dacă toți stai în capelă, te mai stafidești, te mai îngălbenești nu, la față. Nu, nu, e bine. Nu, 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 e foarte bine fac că se roagă. Dar toți care se roagă, da? se roagă ori să aibă un trai mai bun, ori pentru sănătatea familiei. Și tot acolo ori, dar tot în pământ <laughs> Așa că mai bine... Apropo, o... apropo condoleanțe marelui dispărut Dinu Săraru. Da, da. Dar apropo de Dinu Săraru, de Vadim. Așa. Ce, ce, are familia Vadim cu Gigi? Nu știu. Nu știu. Mamă, nu știu. prav l-a făcut uh, văduva pe Gigi. Nu, nu erau prieteni ei? Că știam că au o relație bună. Nu, niciodată n-au fost. N-au fost prieteni niciodată? Nu, nu. A -a. A, ah, deci n-au fost în prietenie amitică? Nu, nu, nu. Dar de ce știai eu că sunt prieteni? Nu, nu, niciodată nu am fost. Nu, cui lui Vadim nu-i plăcea de Gigi? Era reciprocă respingere. Da? Da, da, da. No, nu, nu vreau să discut. Vadim a, 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 a fost un geniu. Da? Un geniu. Uh -huh. De multe ori neînțeles de unii, dar eu în decursul vieții mele. Și am cunoscut academicieni, am cunoscut profesori. Mai deștept ca asta n-am cunoscut. Păi și cum? Doi oameni de Ei nu s-au înghițit? Gigi cu Vadim? Domnule ăsta era mai pricopsit și orgolios. Cine? Gigi? Gigi. Ăla da. era învățat. Da, și nu se pleca. Și, și nu se pleca. Și de aici, orgolile, să știți că cea mai mare înțelepciune a unui om este înțelegere. Să înțelegi și pe la Uh -huh. Ai înțeles? Ai văzut în familie? E câte una orgolioasă. Nu-i durează 10 ani că zicea ea și se despart Și după aia plânge. Da. Și după aia plânge. Uh -huh. Iar el la fel. Că zici, gata, o las și găsesc alta mai bună Sau uh -huh. îl las și găsesc altul mai bun. Uh -huh. Dar e peste dracu. Când, când... Da, de multe ori mulți se au luat seapă că au zis că mai dăm lovitură și n-au făcut nimic. Vai, de mine și de mine. Da. Da, deci ți-am zis că mai... Eu am crezut că spete când am văzut văduva Vadim ce urât a vorbit de Gigi, ne-a umilit la catafal. Ne ai văzut și tu, ai rămas mască și tu, da, 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 Sau nu, tu știi da, știai? Nu, nu știam și n-aș vrea să discut despre locul uh -huh. da, 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 da. Da, mare Vadim, ă? Vai, mama. Uh -huh. Da, deci ei va... s-au contrat în vreo emisiune Gigi cu Vadim vreodată? Da, 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 s-au jignit la... Am înțeles. Deci n-a fost dragoste niciodată? Nu, nu, n-a fost. Am înțeles. nu vezi, doi titani ăștia cu care am lucrat eu și Vadim și din Dinu Săraru. Asta era genial și asta. da. Asta e. Mă uitam, mă uitam neamitică, mă uitam neamitică, îți vine piedone la capital. Te-ai scos. Dom'le, părerea mea este că va fi o luptă foarte strânsă între trei titani. Mm. Gabriela Firea. Tu te că nu, nici nu o să lasă, fie, fie Bine, lasă-mă, Gabriela Firea. Bine, zi. Piedone. Da. Și Nicușor Dan. Cine titan cu Dan? Păi lasă-mă în că le ieși în dărâs. Dom'le, eu când vă aud... Cu titanul tău cu Nicu Dan. Dom'le, toți trei sunt titani. Are alura de titan Nicu Toți trei sunt titani. Fii atent aici ce spun. Toți trei. Nu te aștepți. N-a făcut nimic în patru ani Nicu șordan, Zero barat. Știi cum? Scuză-mă. Ascultă-mă, nu sunt fan firea. Nu sunt fan Firea, eu am o relație total neutră, eu stau la ei acolo, crede-mă ce spun. Mai înțelegi? apucă să nicușor Dan nici să zugrăvească ce a făcut Firea. Într-un mandat, așa în așa 10 este. mandate. Așa este. O nici să zugrăvească Nicușor Dan, n-apucă să facă ce a construit și ce a făcut Firea. Și nu sunt fan Gabriela Firea. Așa. Ca să ții minte. Așa Dacă așa este. tu poți să mi spui că Nicușor Dan e titan, la, sone mitică, Ascultă-mă ce spun aici. E, aici este o, o fușeraie foarte mare, uh, la alegerile astea. Pentru că de exemplu, dacă partidul nu o pune pe doamna fire. Nu, și nu o pune. Fii atent aici. Dacă nu o pune pe doamna fire, doamna fire va fi independentă. Se duce independentă? Se duce independentă. Și atunci îl distruge și pe Piedone. Piedone a făcut un... A, 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 pentru că se bat amândoi pe aceleași a, 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 procente. Și Piedone a făcut o mutare formidabilă. L-a luat șef de campanie... Uh, uh, un șmecher uh, Păi cine a luat șeful? Pătis Nu cred Adrian Tis L-a da. luat Pătis? Adrian Tis, Adrian, o, Tis e, Adrian Tis e diabolic Fiți atenți aici Îl cunosc bine de tot Deci îl cunosc bine de tot Diabolic L-a diab luat Pătis șef de campanie? Da. Diabolic Îl strânge în jurul lui uh, uh, Majoritatea ziaristilor uh, 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 Dom'le a făcut o chestie Ia să-l sun să mai dea și el un șpriț Că nu prea mai masuna să mai dai și nu Mai da, multe i-am dat eu. Da, e, uh, înțelegi. Uh, mă rog. A, eu... și tu ce vrei să zici? Tu zici că dacă, deci că partidul va greși profund și va nenoroci și pe unul și pe altul? Da, pe amândoi. Și pe fire și pe fire... De Ei, ce? Îi, Doi îi love... se ceartă și iese nicușor? Îi lovește, îi lovește, fii atent aici. Este, este șmecheria uh, lui Iohannis ăsta. Și cu masarea... Uh -huh. Și lovitura asta. Dacă, dacă uh, Ciolacu cedează. Păi a cedat Ciolacu deja. Nu Comasarea s-a se... făcut. Asta odată. Da. Dar nu cred că cedează la primăria capitalei. Adică, știe tu sigur... ce crezi că o pune pe firea? Eu cred că o pune. Nu o pune. Eu am informații că nu o pune. Vede. Eu unul dintre. Ne-am că Luciolacu e frică că ia partidul firea. E frică de asta. Dacă firea iese și firea va ieși cu nu știu câte sute de mii, milioane de voturi, mi-amintit că e complicat. Și dacă mă întreb pe mine, eu cred că și firea e cu pleoapa pe partid, dacă mă întreb pe mine. Sau, mă rog, poate nu ia cei din jurul ei. Da, bine, nu mai înțeleg nimic. Lupta asta politică și uh, loviturile. No, 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 no. Nu, 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 nu. Nu ne înțeleg. Da? Mă rog. Uh... N-a început încă această campanie și nu vreau să, să... Pentru că eu voi intra foarte puternic în, în alegerea candidatului după ce... se, se lămurez lucrurile. Bun, dacă lucruri, firea nu candidează, pe cine susții? Dacă firea nu, doamna firea nu candidează. Bă, susțin pe... Bă, nu mi-e rușine să... susțin pe piedone până în Total mergi cu piedone, Total, nu? Bă, uh -huh. Și aduc peste 50.000 de voturi. Da. Bine, okay. și cu TIS și cu aia, TIS tare de tot, da, da, tare, 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 strategic. Eu îi aduc și uh, să vedem cine vine la sector, că nu o să lăsăm pe beleaua asta să, să uh, rămână iar ne miti, la că prima. Nu mai jigni, că nu e, să... e că, nu, că nu e... Uh, e beleaua, e. ce o Olau sau ce? Te rog frumos. Uh, nu e frumos. Poți să știi că poți să o penalizezi cu alt limbaj. N-aș vrea să o, o, o laud, dar uh, nu e nimic de capul ei. Da, ah, ok, asta poți să spui. Da, pe ce a făcut, ce n-a făcut mai mult. Păi, dar nici nu cred că mai candidează. Mai candidează? Nu știu, Fii serios da. serios, că mai n ai nicio șansă ne Ce șansă să aibă asta, mă, frate? Dar păi, da, ce, el că... care vine, el care vine, da. Va avea nevoie de Mitica Dragomir. Așa. Și de emisiunea ta, spun eu, pentru că eu mă angajez foarte puternic în public public m-angajez public corect, respectând legile țării, în alegerea primarului de la 1. Deci o anunț public asta. Da. Nu ai nicio problemă. Da, da. Nu neapărat răzbunare că a dărâmat un gard care nu era al meu și era al primariei. Aia a fost o omicime, O Omicime, să vadă ce Nu, ea te-a provocat. Aduc Da. Te-a provocat. Ea avea nevoie de scandal cu mine. avea nevoie de scandal cu mine, dar. Ne-amitica, ea, ea, săraca, e varză cu sondaje. Așa. E în picaj. Eu vorbesc, săraca, din punct de vedere politic. Ascultă-mă, să nu se interpreteze. Să nu se interpreteze. Eu am Dar filmat, înțeleg că nu are nicio șansă. Am filmat acum acea străcăciune care le-a făcut uh -huh. și aștept să vedem când le repară. Uh -huh. Dacă nu le repară, când e lumea mai dragă, atunci îi pun pozele pe televizor, nu există să nu mai cheme la uh, uh, vre, uh, Ei, pe O mine. să faci în toate, televizor. Toate televizorului. De ce-i faci, Pui lui clotilde, lui doamna clotilde, poza? Ai, ai, Pozele cu stricăciunile pe care le-a făcut. Pe toate televizoarele Pe toate televizoarele. Uh -huh. Da. Nu, dar îți spun eu, ea a încercat să te atragă și ai fost prea deștept cum ești, că tu știi că ești înțelept, nu te-ai lăsat, a avea bă, nevoie de un scandal cu Mitica Dragomir. Fii atent aici. Crede mă ce spun, îi crește, -i? știi cu cât o crește? -i? A vrut să-l atragă și pe uh, Nicușor Dan în scandal. Știi cu cât o crește pe Protil? Cu 7-8% dacă era scandal. Mă, Nicușor știi de ce va lua multe uh, puncte, nu știu dacă va fi ales. Sau Titanul Nicușor. Nu. Da, știi de, ce Titanul va știi de ce va lua multe puncte? Uh, uh. Mă, n-a pus botul la prostiile Uh, propuse de, de asta. Doamna Clotilde? De, de uh, Clotilde. Uh -huh. uh -huh. Titanul da. tău, da? Dom'le, toți trei sunt titani. Da. Bun. De ce ai două obiective pentru alegerile astea? Unu, să nu iasă Clotilde? Da. Clar, o spui public asta. O, nu, 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 nu mă interesează. Sau poate să iasă? Nu, nu, să nu iasă. Asta e obiectivul. Doamne, tău. ea poate să iasă, dar eu da. voi fi omul care îi aduc. Uh, contra candidatului contra candidatului cel puțin 30.000 de voturi pe sectorul nu, și singur. Da, și eu, obiectivul tău e public, tu ești împotriva lui cotidă. Da. Sigur. Faci tot ce da, poți da, să nu iasă. Da, eu cu grupul de la uh, cu grupul <laughs> de la boschetărie cu ziariști, Ați cu da. milionari. Există cu grupul asta. de la Cluj și acum grupul de la Boschetărie. Da, Azi, a? grupul de la din Cluj, cine grupul de la, la Oltenia și, și grupul de la de Boschetărie. Și grupul de la Boschetărie din cine e format? A, Mil suntem zi? acum mulți. Ia zi, milionari? Suntem milionari. Da. Ziariști. Da. Eu nu sunt. Bă. da, să puneți camera pe mine. A, 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 Eu nu am mers la Boschetărie, da? Nu le-am pe -astea cu Boschetărie. Da. Uh, oameni din imobiliare, da. Uh, intelectuali? și mulți din ăștia care susțin sportul și politica. Uh -huh. Sunt oameni simpli, dar oameni cinstiți, oameni corecți. Uh -huh. Și al doilea, uh, al doilea obiectiv, dacă nu va candida doamna Fir ar susține pe piedone Da. Și dacă, fiți atenți aici, și dacă o susțin pe doamna uh, Firea, o, îl susțin și pe doamne. Bine, tu ești în stare. Ai da. înțeles? Tu ești în Ai doamne... această abilitate da. să-i susții pe toți. Da, da. Deja no, no, l-ai no, făcut. No, nu, pe toți. Deja l-ai făcut titan pe Nicușor Dan. Doamne, dacă și Nicușor Dan e titan, doamne, am prieteni, am prieteni, ziariși, colegi, care iarna știți ce-mi zic? Ziariști, nemitică. Oameni normali, care locuiesc în blocul. Știi cum îl înjură pe Nicușor Dan? Iară, bă, n-avem apă de la Nicușor Dan. Iară, vinul la noi, zice, să faci duș. Doamne, să ne eu nu-l înjur pe Nicușor Dan, pentru că Nicușor doamne, Dan... trebuie, eu am fost dușman lui. Eu am ținut cu doamna Firă. Firea. Nu, eu am ținut cu doamna Firea. Și, practic, dușman politic. Ce trebuie să am eu cu Nicușor? Nimic n-a făcut nimic. Da, fii atent, dai. Băi, putea să răzbune. El putea să dea gardul. Păi dacă tu o vezi pe interesul tău propriu. Da, tu vezi asta. eu, spun oameni. oamenii, domne, Domne, încă o dată. Ne blochează da. de 4 ani, putea să fie Bucureștiul ca Dubaiul. Așa este. Fii atent. Păi, Lasă-mă să spun. Eu, Mitica Dragomir, dacă în decursul vieții mele cer ceva în afara legii la vreun primar Da Să mă fac de culoarea bă, șepcii <laughs> păi Cine mai cere ceva în afara legii acum Să facă ceva în afara legii nu-i sănătos la cap Iar eu sunt încă sănătos la cap uh, uh, Horia Cine se duce? la o primărie sau undeva, să ceară ceva în afara uh, 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 legii, uh -huh. ăla nu e un om sănătos la cap în, în, în ziua de astăzi. Uh -huh. Când te da în primire și nevasta, n-ai văzut? Și tot cel mai apropiat de lângă tine te dă în primire acum. În cine dracu să ai încredere? Nu mai dracu în emisiune. Că îl da. supă Gigi. Aoleu, da, s-a supărat. Nu vrea să audă de drăcuituri. S-a supărat? Vezi că e șucăric pe tine cu drăcuiturile astea. Nu, 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 că nici eu la el acolo n-am... Uh, Hai să-ți a... dau o altă bombă, da? Ia zi. Ultima știre a apărut astăzi pe observator, că știi că noi suntem ca și Caracatița. Să-mi aminte de, 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 un popă după aia. După zi, țin... zi, 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 Da, a, 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 a. De popă? De un popă. Da. Ia lasă că îmi zici după aia, că acum rămâne... Fii atent, popă, îmi scriu aici. Popă. Hai să-ți o zic pe ultima, pe cea mai tare. Acum. Ține -te bine de scaun. Ia zi. Ultima știre a venit pe observator, da, antenele, da? Acum a venit, da? Ah. Sursele Observator News dezvăluie, de acum a venit știrea, e proaspătă, că liderii PNL au negociat în secret în ultimile zile cu Ionuț Lupescu pentru candidat comun la primăria generală a capitalei. Acesta ar fi dispus să fie măsurat, testat în sondajele comandate de PSD și PNL pentru alegerea candidatului comun pentru alegerea la primăria Cameta capitalei. Toți sursele Observator spun că ciucă l ar vrea pe Lupescu. Uh, uh, candidatul comun pentru PSD și PNL? Dumnezeu, eu îl cunosc foarte bine, dar cred că politica. Asta e o glumă, cred, cred că. Uh, politica este ciudată. Este e o glumă? Asta cu Lupescu? Da, e o glumă. Pentru Primăria Capitală e o glumă. Dar pentru altceva, da. Pentru Ministrul la Sport. Uh -huh. Da? Deci de ce e o glumă pentru Primăria Capitală? Aici trebuie să. Fi făcut un un, 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 să fie un gospodar mă. Să știi ce, un puz, să știi ce, nu poți spune nu, 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 nu cred. Nu, asta nu. Dar pe lupescu, eu îl susțin dacă, dacă uh, intră în politică, să fie ministru uh, sportului, să Bine, Lasă că nu asta vorbim, că nu. Zic. Asta spune așa... clar. Testat nu, nu. va fi testat nu. pentru primăria generală a capitalei. Hai mă, mă Ce provești? Provești. Nu, nu că s-ar putea să descurce. Eu am o impresie foarte bună despre el, chiar dacă mi-a fost adversar în uh, 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 multe uh, faze ale vieții. Dar nu-l vezi care să aibă experiență Nu, 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 și asta așa... nu. Și politic, nu nu? nu. nu se bagă el aici, mă, și dacă se bagă la pușcărie. Asta e pușcărie, nu. Adică e ca și cum ai alege pușcăria? Gabi, nu Țin în cont că n-ai nicio experiență? Dacă -ai... Păi, dacă n-ai experiență, e pușcărie curată, nu ca asta. Ce Dumnezeu? Da? E. e vorbeam azi cu, cu Cristi, mă, dacă aveam cu 10 ani mai puțin... Câștigai primăria? Nu, la sectorul 1 mă duceam. De ce, o, ce nu te duci? Eu mai duci acum la sectorul 1. Unde mă, la 78 de ani ești nebun? Nu te -o, de -o, de -o. Fac pariu pe ce vrei, că intri în finală, nu știu, și câștigi. Credem Crede-mă ce spun. Nu. Nu mai e de mine, gata, ei, am ei, trecut. Ei. Eu mă țin pe de emisiuni la televiziune. Da. Deci glumă cu Lupescu. Nu, e glumă. Glum. Nu? Nu, adică refuz să crezi asta. M -am, m -am. E fost a? prin, prin prisma lipsei de experiență, nu? Și politică și tot, a? Când îl pui, de exemplu, trebuie să... La confruntare cu... Da. Cu, cu Nicușor, cu, să zicem. Nu, cu, cu Piedone. Cu Piedon. Pui cu Piedone sau cu doamna Fire, seama de... Cel fac pulbere, ce de... a? a? Cel ce... Spulberă. Spulberă, mă, și, cum Băsescu, atunci când a concurat cu mine și cu, cu Joana, eu am ținut cu Băsescu. Eu am ieșit pe locul 3 atunci, la uh -huh. capitală. Da. Am, am vrut la 1, dar numai la Sabadim. Uh -huh. La 1. Ce? Nu, trebuie să ridici partidul. și uh -huh. Dar ce, ăștia sunt oameni, băi, și trebuie să fiu un politic, mă, mă cine -n aud tot vorbesc toți de independenți, de nu știu ce. Bă, sunteți nebun la cap. Bă, ați luat-o cu cap. Ați luat -o. Băi, oameni, politicul trebuie să vină, mă, pentru că are în spate partidul care îl ajută. Păi dacă vine un independent, cine dracul îl ajută, mă? Nu mai drăcui neamitică, Bă, ce Băi, suntem ai? nebuni cu toții, chiar nu, nu vă pricepeți la nimic, mă, fraților. Sunt unii, ca, fii atent, îi aud. A dus un independent. Ce să faci, mă, cu independentul? Din afara partidului. Pe cine îl susține, mă? Mă, când vrea să iau o, o, hotărâre, să facă, să facă, o, grădiniță. Să știi că firea independentă, eu, nu, eu aș da șanse Și independentă lui firea. Ca independentă câștigă sigur. Înțelegi? Deci rețele, aferească Dumnezeu să se ducă independentă, câștigă sigur. Dacă nu Sau câștigă nicușor, cum ai zis tu, se taie între ei. Se taie cu, cu Așa, Zic cu popa, că uităm după aia. Băi, fii atent aici. la Gigi. Vorbeam cu el da, da. Și intră un popă peste noi, mă, ca să Intră popii acolo, nu? Da, a? da. da. A? Erau vreo 4-5 pe la poartă. Pără. Intră un popă peste el, spălat, ăsta, ăsta, îi explică, nu știu ce, care nevoie de... novele de, de bani, da. Gigi bagă mâna în buzunar, scoate un teanc așa de bani și spune Părinte, pe ăștia i-am, ia, ia -i pe toți, nu știu dacă uh, sunt cât cer dumneata, dar n-am alții, nu mai am uh, 100 de lei uh, uh, aici. I-a dat toți banii, a plecat la... Teanc am de am ce? Am de a... euro, nu? Nu, 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 de lei. de lei. A, de lei? De, de lei, de lei. Uh -huh. de lei. Am, am rămas iar impresionat. E a doua oară când văd chestia uh -huh, asta. Uh -huh. mai cât fost... era teancul, neamintică? Dom'le, cam ca degetul de gros așa. Cam așa, ha? Cam așa, uh -huh. un cam ca degetul de gros. Și ce ai zis? Ia toți banii. A băgat mâna în buzură și a scos, a... uite, atâta am. Da. Nu mai am, 100 o, o, de lei, nu mai am. ia pe să fii sănătos. Și ce ai zis, părintele? A zis, mulțumesc și a plecat. Cam de uh -huh. am, am dezamăgit. Nu, <laughs> nu. No, no. Că era lei, te-am cu era în lei. Puțin cam dezamăgit, așa mi se pare. Și după fața ta, cam dezamăgit a plecat părințelul. Băi, face mult bine la multă lume, băi. Degeaba zic ăștia că laudă mitică Dragomir, că ăsta... că îl zice bă, lumea, nu că îl nu umflu, dar face multe lucruri bune, bă. bă. am văzut astăzi, deci am fost lângă el, dacă... Eu nu mă prea duc pe acolo, mă duc odată la șase luni la ăsta. Și dacă nu aveam o, o problemă de rezolvat, nu, nu mă duceam. Și l-a sunat o fată și au, auzeam, în sens, din, Al, din Albania, a trimis-o în Albania, nu știu cum, i-a mulțumit că a primit-o tatăl ei acolo, n-am înțeles, nici nu l-am întrebat, dar aia cu lacrimi, adică plângând îi spunea în telefon, da? în telefon vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru ajutor și ăsta, am rămas în fi. Da. Apropo de Lupescu, am și o curiozitate și o să-ți spun și de ce. Ai fost invitat la premiera filmului Generația de Aur? No. A? Nu. Hă? Nu? Nu. Mircea Sandu a fost? No. Burleanu? Nu. Burleanu? Nu cred. Nu. Cred, nu. nu, cred, nu, cred, nu. A, a, dar n-ai fost invitat, nu? Nu te-a no. sunat nimeni, nu? Nu, no, no. Te-ai fi dus? Nu. No. Dacă era invitat? Nu. No. Dacă te-ai invitat Lupescu sau Hagi? No. Hagi? No. No. Nu, no. Ducei? nu. Nu te duce Nu mă duc. De ce? Nu mă duceam pentru că n-aveam timp. Am, am avut o perioadă foarte. Uh, uh, o, o, foarte ocupată. Era seara, ne mitică filmul, la șapte seara sau la câte da. a fost. Tati, Ați văzut, nu mă mai duc nici la meciuri. Da. O să mă duc poate la meciuri. Și nu, dacă te suna Hagi, nu te duceai? Dacă mă suna pe Popescu sau Hagi, mă duceam. Aha. Uh -huh. Dacă mă, mă. sau eu știu, Dom da, sau Dorinel Munteanu. sau. Așa zi, poate mă duceam. Dar dacă nu m-au sunat, nu sunt supărat, n-am nimic, nicio. Bun. Dar aici nu intervine, uite, generația de aur, mereu țipă când nu primesc bilete, când nu sunt invitați, nu știu unde, așa. Nu era normal ca și generația să vă sune? Și pe Mircea Sandu, hai, poate, nu știu, poate, zicem tu erai la ligă, să zicem. Deși și tu ai fost conducătorul fotbalului românesc. Domne, ei sunt răutăcioși? Toți orgolioși și răutăcioși crezând că nimeni nu se uh, mai, mai putea ridica la nivelul lor. Ei au fost valoare ale fotbalului. Da. românesc, cinstit. N-ai ce să... Uh, nu, să nu contestă să nimeni, să, a, nimeni contestă asta. contestă nimeni, numai că fiecare dintre ei au răutățile lor. Fii atent aici, ce spun eu. Răutățile lor? Păi eu uh, eram primul vicepreședinte al federației și președintele Ligii Profesioniste de Fotbal. Uh -huh. Lupescu era... Uh, uh, îi ținea locul Mircea Sandu. Mircea Sandu era bolnav să făcut cu o operație. Și îi ținea Lupescu uh, și cu Prunea Și după ce au făcut revolta aia, și au ieșit Prunea cu Lupescu și cu. Uh, pe străzi, jos dragomir, jos cu steaguri și cu. Uh, astea, uh, uh, știi, uh, știi că este caz unic în istoria fotbalului mondial. N-a existat așa ceva. Uh -huh. Până acum. Să iese fotbaliștii cu uh, conducerea federației da. și cu uh, impresarii, cu steaguri, să-l dea jos pe uh, președintele uh, uh -huh. legii. Îți dai seama că n-au putut să mă dea jos. Dar uh, eu nu le-am putut, nu ne am purtat în Dar după aia a făcut să puci cu pițurcă. Dom'le, avea un meș pe la Cluj, da. înțelegi? Dom'le, tot așa, ca asta, să nu-l invităm pe uh, uh, Dragomir la, uh, la, me la, meciul ăla. Iată, era federația, da, da, cu, eu eram certat cu Pițurcă. A, n-am știut asta. Da, 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 Au făcut puci cu Pițurcă? Da, da, cu Pițurcă au făcut pu pu puci ca să nu... Uh, 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 fi invitat. Să nu fiu adică urc. cine? Lupescu punea care să la federație, nu? Da, 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 da. Ei, ei erau șefii federației. Ei erau... Uh, ce federației. Dacă că era Mircea, Sandu, Sandu, era bolnav. Mircea Sandu era, era bolnav. Aia. Eu nu, nici nu i-am băgat în seamă, păi, îți dai seama. Și a făcut pițurcă puși împotriva ta? Da, m-am dus, m-am păi urcat. De, de ce era M-am urcat în avion. Cine avea cura să, să, să îmi zică mie ceva? Îți dai seama. Păi și de ce erai uh, certat cu pițurcă? Că asta n-am mai știut. Am fost pițurcă. Uh, uh, doi ani a certat cu pițurcă. N-ați mai vorbit? Doi ani n-am vorbit cu pițurcă. De ce? Nu o știu. A existat ceva de vrumești de-a lui ceva? Nu, cred că cred că vorbim vorbisem despre el perioada Târgu Jiu și astea. înțelegi? Și el cu barbutul, a, cu alea, cu nu știu ce? Nu, 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 cu altceva. Și el a fost supărat pe mine. Atunci o perioadă. Bine, eu sunt prieten cu pițuri Și doi ani n mai mm vorbit, -hmm. Fratele meu mai mic, înțelegi? Uh -huh. Dar vreo doi ani am... nu știu. A, și s-a băgat la puci cu, prul, da, cu da, și cu da, 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 și eu îl pusesem cum, tu l-ai pus antenor la și el s-a băgat la puci? Eu, eu, eu îl pusesem cu Viorel Păunescu. Nu prea dă bine pentru eu cu... asta. Păi câte... ce, Prunea și, și Lupescu puteau vreodată să ajungă în federație fără uh, mitică Dragomir? Asta e, o, e o, 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 o prostie cine poate să creadă nu, așa și, ceva. Păi Mircea Sandu, B eu mă certam cu Mircea Sandu în, în adunări generale, da. dar când uh, ieșeam de acolo mă întreba mitică unde mergem să mâncăm. Și ne reglam problemele la. Păi, la și de asta masă. te întreb. Nu era totuși normal să fii invitat și tu la film? Ba da, mă, era, dar dacă. Ori, nu știu, nu. Adică, de ce era închiuna asta, totuși ne Nu, nu era închiuna. Cine, e, e prostie. Ei, prostie, asta pe... este micime. Da? pe Mircea Sandu merita să fie invitat? Vai, mama. Și Mircea Sandu, și Cașa și. Tot. Nu, ai lasă-l. Mircea Sandu te întreb da, el era președinte. Da, Cașa e ce? Cașa e secretar general al Federației. Ce a Bun, avut da. o funcție. Dar asta zic, Mircea Sandu merita? El a fost președintele în perioada noastră. Și de ce fără să Mircea, Fără Mircea Sandu nici nu ai putea face film. Mircea Sandu a fost cel mai mare conducător al tuturor timpurilor, chiar dacă tu l-ai tot înjurat. Eu o spun, eu mă pricep la nu, meseria asta. A fost asta. mare conducător până a distrus într-un într acces de dictator nebun Craiova și Timișoara. N-avea voie nu, niciodată. Nu, vezi, te nu, nu, nu aveai ave ave voie, ne că să faci așa ceva. Cu Timishora a greșit, cu Craiova n-a greșit nimic. Nu, dar nu, hai nu, să nu mai discutăm că. Uh, știu că tu ești cu, cu mititelul, iar, iar, eu... iar, iar, iar eu sunt cu dreptatea. Nu, și nu, hai nu, să nu. terminăm uh, uh, chestia. Nu, nu. Mircea Sandu, Mircea Sandu a condus 24 de ani federația ne -amitică. Nu poți să distrugi două stări de spirit, două echipe legendare. Lasă-i naibi pe mititelul și pe cine vrei matale. Nu, e vorba de oamenii care iubesc echipele. Te și zici, găsim bă o soluție, nu putem să dă, scoatem de pe harta fotbalului două orașe ca astea. Punct. La asta mă refer. N-am eu cu Mititelul o treabă. Da. Foarte tare conducător a fost. Păi și, și el nou. a fost într-adevăr conducător. Și te întreb că tot plânge generația de ori când ei nu primesc bilete. Mamă, tam, tam. Când ei nu sunt invitați. Mamă, domne, uite ce face burlearul sau ce a făcut ăla. Și ce? Păi tu de ce nu-i Tu... Lasă-l pe Mitica! Dar de, tu de ce nu-l chemă pe Mircea Sandu și Mitica Dragomir la premier la păi film? Te, te, te întreb! Dar tu crezi că ei au chiar așa mai multă minte decât Burleanu? Să de ai că Burleanu are minte. Cre la capitolul ăsta, la capitolul ăsta, Burleanu chiar are minte. La a face PR-ul ăsta și tot, tot, tot. Are, are, dar are scăpări mari. He, da. Este... Fii atent aici. Și um. eu cred că el a fost îndoctrinat de uh, dâncu să nu uh, ne bage în seamă pe noi care am fost înainte. L-a mai, de mai dezdroctinat eu. Da, fii atent aici. Uh, de dâncu și de uh, uh, Ana care a fost uh, consilier la președinție la, cu F, Fota. Uh -huh. Ana a făcut atât rău fotbalului că e, el i-a băgat și pe Coldea și pe Maior, pe tot uh, împotriva uh, 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 celor care au făcut pușcărie Sărace, că au făcut uh, pușcărie da, da. Uite ne deci eu nu țin cu Mircea Sandu, dar vezi ce vin și te întreb. E normal și nu mi se pare normal să nu-l inviți pe Mircea Sandu la premiera filmului Generația Daur? Dube, nu e și, normal. Și, și eu -auzi? E, și, Ascultă mă Ascultă-mă, uh, e un gest urât. Și Dragomir, care a fost 21 de ani președintele Ligii și primul vicepreședinte al Federației Păi, voi lăfăiți în, în, cas, în, în clădirile și în bazele sportive făcute de Mircea Sandu și Mitică Dragomir și Casai. Și, și, și uh, nu trimiteți o invitație. Și, și nu trimiteți o invitație la un film. Simțiți, nu numai la, la asta, la filmă, dar și ăștia. E posibil la echipa națională să nu-i trimiți fostului președinte care ți-a făcut clădirile în care stai acolo. Aici îți dau dreptate. Nu, aici mă, dau Mircea că... Sandu trebuie invitat la orice meci important, că a fost pe... E respectul, ne pentru funcție, nu e vorba da, de Mircea se... Sandu. Da, dar nu ai ce să mai, că n cu cine să vă. Oameni mici de asta nici n au nu mai foarte puțin reușesc în viață. Fi atent aici ce spun, de asta foarte puțini au reușit în viață, uh -huh. că nu toți au reușit. Uh -huh. Unii cred ei că au reușit, dar nu. Da. Uh, ne Uh, zim mi un lucru. Mitrița sau Florinel Coman? Dacă ai fi antrenor sau... Coman, mă, ce... Dai, mă, lasă mă. Florinel Coman, Florinel Coman, este jucător de cupe europene, mă, de echipe mari. De echipe mari. Deci Florinel, clar, nu? Și are și aspect comercial. Da, are, 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 are. Are, are, are aspect... și fițele ale lui. Are aspect comercial, fii atent aici. Aspect. Da, are fițele Păcat da. că nu o să mai iasă fotbaliști. Ai citit, uh, ai citit, uh, ai citit uh, ultimele statistici? Suntem ah. dezastru cu natalitatea. Dezastru, ne La fiecare 10 ani pierdem un milion de oameni din populație. Nu numai asta, Horia. Scuză-mă, doar atât vreau să-ți mai spun. Am văzut, am citit, am dat și noi material pe fanatic. Așa, trimestrul ăsta, primul trimestru, da, ăsta care se termină, cel mai rău trimestru. Și că n-a mai fost niciodată trimestru, ci că e dezastru. Altceva e mai dezastru. Ah. Copiii noștri români născuți în străinătate, care sunt peste. Uh, 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 6 milioane de oameni plecați. Da? Își pierd naționalitatea. Se nasc acolo. Și la sunt repetere. cetățeni englezi, cetățeni, francezi, cetățeni italieni, nici nu vorbesc uh, 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 în casă limba română. Fii atent aici ce spun eu. Și se înstrăinează definitiv de România și am pierdut 6 milioane de contribuabili. Și de contribuabili ce, și de, de creiere Și de creiere care fac uh, măresc PIB-ul țărilor uh, de afară și așa mai departe. Horia, în ultimii ani n-am prea avut oameni politică. Uh, 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 eu spun și o să mă înjure uh, uh, multă lume. Iliescu, Năstase, uh, acest Băsescu, totuși au mai făcut câte ceva. Fii atent aici, Horia, ce spun. Au făcut Doctorul ăsta care a fost primarul capitalei firea, Au mai făcut câte ceva Băi, dar în ultimii 6-7 ani Băi, să nu faci tu să nu faci tu O grădiniță ca lumea Un dezastru Mă auzi? Zici că au lucrat împotriva poporului român ascultă te la mine Că nu vorbesc prost Și comunitatea europeană ne-a pus stălpi foarte tare Noi aveam energie suficientă Pentru țara noastră mai dădeam și afară Ne-a curățat cu energia pe cărbune ne-a curățat, ne curățat cu hidrocentrale. Cu, ne -a cu hidrocentrale. Ne-a curățat. Dom'le, n-am să pot înțelege. Aici am avut conducători slabi. Care n-au pus... În genunchi. Care n-au pus... ne am mintit că ziua în genunchi. Da. Am stat în genunchi. N -a, n -a, dacă, dacă... Nici stau, măcar nu suntem în, în stare. Alungariei țara țară ne ne mitică, noastră... Nici măcar nu suntem în stare să profetăm de statutul ăsta mega strategic care îl avem acum. Nici da. de asta nu suntem în stare. Nici până în ziua de azi nu avem viză la americani. Nici nu ne-au ridicat nici până în ziua de azi. Da. Ne umflă toți, ne lau numai vrăjeală. Da. Mai înțeleg, nu primim nimic. Nu m-am Știi cum? Nu m-am pe primim. Bravo copii, bravo români. Atât ne ridic. Da. Nimic. Și crede -mă, crede -mă, dacă Orban avea țara asta aici și strategia Fai asta, de mine, așa deci... cred. Să ai fi avut mare, Orban, mare, munte, câmpie. Păi noi avem, fii atent aici, noi avem de patru ori pământul agricol al Ungariei. Avem de trei ori pământul agricol al Italiei. Noi puteam da la toată Europa să mănânce numai din România. Pământul din România. Și nu suntem în stare de nimic. No. Nu, nu suntem în stare, dar suntem frâne. Nu, și uh, îngenum, no, ne mitic. Stai uh, în genul, Suntem Să în Să fim, să fim uh, națiune de consum. Uh -huh. Dar eu sunt bătrân, acum yes. mă, rog, mă rog pentru uh, sănătatea uh, întregii populații acestei țări uh -huh. și printre ei și copiii și nepoții mei să fie sănătoși. Și ai Dar, noștri la tot. Da, la tot, am zis, întreaga populație da. a, a României. Pentru că măcar sănătos să fim. Ne că a scăzut drastic. Crede asta e o problemă de strategie națională mare cu natalitatea. Ce strategie națională să Ne aminti că niște conducători s-ar opri și aici, bă, trebuie să facem o strategie națională, nu mai merge așa. O să ajungem, mai înțeles, mă, o să ajungem să fim o mână de oameni peste 20 30. spun acum, ai, ai, văzut, mă, pe Dragnea, când a spus, s-a legat de multinaționale și a spus, a, a dat exemplu la Pepsi. Da. Pepsi îl face cu 2 lei, îl ia măsa, îl face 4 lei, îl ia sorul să-l face 8 lei și îl vinde la român cu 8,50. 50 Și plătește pentru 50 de bani redevența. Da, redevența. Și stau băgând la pușcărie imediat. Ce <sus> păi, ce să facă? Ce să a, facă? Mie ce să dracu să mai îmi facă mie, bă, de, la, bă, bă, că și așa s terminat. Tu păi, tu faci consum doar de șepci atât, la șepci ce n-ai să se facă, mai la șepci la pălării. Și la pălării, da. Stau bine la pălării. -ai, ai vorbit cu Gigi de titlul ceva azi? Când ați fost? Nu, no, nu. No, păi dar tu zici că o să fie cu minte, l-ai văzut ce a declarat la noi la Fanatic, nu ieri. Nu, 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 nu. Doamne, îmi mai bahu, mă sui pe el. Fac artificii până la, până, la, până, la, până la liniile ferate la rapid o să fac artificii. În fiecare zi fac artificii. Mai zis? Fii atent, Horia, dacă ești campion în etapa a 5 -a din play-off, în etapa a 5 -a dau artificii, în etapa a 6 -a dau artificii, în a 7 -a dau artificii, 8, 9, 10. Așa, capă vremuri o să sărbătoresc. Păi și tu zicei că nu, doamne, că să roagă, că... A? Dar Băi, Horia... Orgoliu mare să ia titlu, Nu te lua după ce spune el. Da? Să știi că s-a mai deșteptat Gigi Becali Așa. Gigi Becali e chiar Isteț Acum mm. În multe pe care le face Bine, banii l-au mai deșteptat Da? Da Te deșteaptă banii? Băi, da, de dacă n-ai bani. bani toată lumea A, ce că Aoleu, ești prost Aoleu, că apropo <laughs> de bani Stai, lasă-mă puțin Ia zi Vreau să comentăm ceva că mai spart aici zi Fii atent ce ți-o ridic A. Ai auzit de unul Mucheș? Mucheș Ai auzit de unul Mucheș? Nu N-ai auzit de unul no. mucheș, nu? Nu. No. N-ai auzit, da? Nu. No. m u k e s h Nu. No. Da? Nu. No. Deci unul mucheș. Domnul acesta mucheș, cheș, da? Muche, Aha. nu, dar așa-l cheamă. Aha. E indian. Ăsta e numele lui A, de familie conunta, mucheș, conunta. Da. da? Nu, dar așa-l cheamă. Mucheș de la cheș. Da, da. Ne amintit că... Păi 140 da. de milioane de dolari prenuntă, că nu e nuntă, n-a făcut nunta. A făcut petrecere înainte de nuntă. Horia, știi cât câștigă asta pe zi? Cât? Știi? Nu. 10 milioane de euro pe zi. Nu cred, vrei, să mă pace cu asta. Băi, reține. Du-te, bă, de aici, reține ce spun. Abagini ele. Cum n-ai să câștige 10 milioane de euro pe intră, zi? Intră, intră. Uh, intră pe rețelele de socializare pentru că au tradus ăștia uh, uh, ăsta, uh, pe englesi, da asta, pe engleză. Dar asta de unde o mai știi, bre? Dacă nu este așa, să-mi zici ce vrei. Fii atent Ia aici. regie, uh, că uh, mă uh, sparge uh, neamite. Dacă voi, și la asta îmi dă lecții, băie, mă retrag. Băi, Băi, voi ați văzut pe cine a invitat? Da. Elon Musk. nu mai uh, uh, mască. Încă nu știu uh, cât. Câți... Uh, 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 e... Băi, oameni buni, ce nu înțelege lumea. Una e când vinzi la un miliard de oameni, da? Și alta e când vinzi la 100 de oameni. ne că cum să dai pe o ptg 140 de milioane. Dacă are 300 de miliarde, ești nebun. Oficial are 100 nu știu cât, neoficial are 300. Este unul dintre cei mai pricopsiți după ce fața Pământului. mai Cum? Că e cel mai, cel mai, bogat om din lume. no, Rochel de da? da? Dar da, ăla nu se arată. Aia nu, aia, aia merg da. da. Cei cinci frați care au plecat în capital de uh, lumii și au făcut imperii. Aia au peste uh, uh, 30 de trilioane de, de uh -huh. dolari. Sunt cei mai pricopsiți. a conduc omenirea. Uh -huh. Ia uzi. Și că anul trecut, Anul trecut a raportat indianul cash ăsta. Da? Cash a raportat venituri anuale de peste 100 de miliarde de dolari. Venituri anuale, da? Și conduce cash ăsta Reliance Industries, indianul un conglomerat uriaș, petrochimie, petrol, gaze, telecomunicații, da, da, retail și așa mai departe. Știi? Da Dar de va, unde da, știi tu, da, mi și de nunta asta? Păi citesc peste tot. Da. Dar ai văzut că natura nu-l ajută nici pe fiusul. Da e de două ori mai gras ca mine. A, da, da, am văzut. Da, deci l-ai făcut varză și pe asta. Dom'le, nu n-am făcut varză. Băi, ți-au zis, l-a făcut mult și pe miliard, dar ne-am poate când ai bani așa de mulți ca tine, vă îngrășați așa. Eu am început să slăbesc că sunt ca bătrân. Ca cine ca tine? Ca tine. Ca tinere, tu... tine ai vrut să zici? Sau ca, cine? Da, ca tine, tinere. Ca tine... <laughs> ne amintim că lasă pasta cu banii că nu mai tot băgați pasta, n-ai înțeles? Nu te voi e... ta. Zi mă auzi. Zii mulțumesc. Sunt ziarist. Nu, zi, mulțumesc lui Dumnezeu, mulțumesc, vorba lui Gigi, vorba lui Gigi. mulțumesc, dar eu sunt un ziarist, mă compar eu cu voi. Așa. Domnii, nu trebuie să te compar noi. Dar, dar, nici nu vreau. la vârsta mea, poate tu ești mai pricopsic decât mine, așa că... Dar, îți spun de acum. Poate că-s mai pricopsic. Luptă-te. Da. Să nu fii pavăză sau cum să, la, cei din, jurul, să, nu fi un... Să-i țin în brațe, adică pe cei din... Nu, să fie un pericol pentru ei, să nu devin un pericol pentru ei? Da, să nu devii o... Cum dracu se, numește, asta? Să, nu, să nu fi ceva pentru ei în care să-și plângă de milă uh, 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 Adică să nu depinzi de ei De bani, să nu depinzi de case Să nu depinzi de mașini Să nu depinzi de copii, de nimic Tu să trăiești pe picioarele tale uh -huh. Povară Povară, să nu fii așa mă. Să nu fii povară pentru cei din jurul tău uh -huh. În momentul când Ai devenit o povară Părerea mea este că Nu mai contează cine ai fost Nu mai contează cine ai fost e, Scrie pe tine Irina Columbenu Nu Uh, doamna Roman Ce scrie? Doamna Roman a murit în, în, în azil Nevastă de prim-ministru Boria Nu se poate O nevastă de prim-ministru Să moară în sărăcia Și alergată de anaf Să ia și hăituită. de putină, peste Hăituită de anaf Să ia anaful și pensia, uh, 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 și din pensia amărâtă pe In, care o inuman. inuman. Asta este o, o, o chestie inumană. Eu nu sunt de acord nici să ia paza, uh, 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 hai să zic, i-a luat casa lui Băsescu. Bă, da, să iei paza lui Băsescu, păi, ca președinte, uh, un sfert din țară să dușman, indiferent ce lucruri bune faci. Ca președinte, uh, uh, deranjez pe ăștia din pușcării, de, așa, de așa. Adică, cu alte plinite, îi pe oameni să-ți dea în cap. Să-ți dea în cap. Cum să-l lași, bă, pe Băsescu fără pază? Dar doamna Miora cum... în azil a terminat. Da, în azil -ă, a da. Soție de, de om care a condus România. De prim a lui Peter Roman a da. fost, nu? este vina întregului guvern, nu numai a lui Peter Roman. A și al guvernului păi actual. Da, și dar nu-i vina a lui Peter ba, Roman. Da, vina la toată lumea. S-o lași pe Miora. Da, eu te întreb ce de prim-ministru să moară în azil. Da, și Peter Roman ce fel de om e, Nu, nu, nu vreau să comentez că mi e mic. Dar ce fel de om N-au că nu vreau să comentez. Ați-am spus lucrurile astea cu durere în suflet, Că știi că eu sunt un familist din ăsta înrăit. A mine familia, nu viața mea e pe primul loc. mine familia e pe primul loc, nu viața mea. Viața mea e în slujba familiei. E în slujba familiei. Dar te văd foarte cum să dat peste cap de povestea cu doamna. iată aici. De-abia așteaptă pe Iohannis ăștia. Fii atent aici. Păi tu ce crezi? Chioveșii, coldea, ă, ă, ăștia care au fost dați afară. Îi, îi voi face zile, dacă nu ocupă o funcție undeva care să fie peste ei, îi, 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 îi vor face zilele nu ca lui Băsescu, ca lui Iuda de să face, de, 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 ori fuge din țară, ori pățește ca Iuda. Știi că Iuda s-a... Da, 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 da. Dar te văd, mă auzi, te văd foarte cu tremură de, de, destinul doamnei Mioara Roman Cu tremura și revoltat te da, văd. Da, pentru că... Nu? E corect cuvântul? Da, revoltat? Da, pentru că am cunoscut-o, am cunoscut -o și pe Petre. Și i-a zi, n-ai voie așa ceva. Copiii mei au fost prieteni cu copiii lui. Ia zi, n-ai voie așa ceva, nu? Să o lași pe femeie să moară în azi. No. E inuman? e inuman? Sunt, mai sunt supărat pe Petre, când mă întâlnesc cu el, îi spun, cum mă te duci tu cu un buchet de flori la, uh, 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 și nu te duci la mormântare? Cum mă te duci, tu uh, bă o coroană cât casa de mare, bă, că nu se răcești. bă o coroană de 10-20 de mii de, 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 e, 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 de lei. Păi un cavou. Da, fii atent aici. Fui bă, că a fost soția ta 33 de ani, bă, fratele meu. Ați crescut copii împreună și astea. Te aduci cu un buchet de flori. ce e asta, mă, fratele meu? Ce bani? oameni sunt? Sunt foarte supărat pe el și când mă întâlnesc cu el am să spun că sunt bun amic cu el. Înțelegi? am cunoscut pe amândoi, am fost la el, am luat masa da, împreună. Ne-am că ce destin cu doamna Roman. Să mori da. în sărăcie, da. ne-am și uitată de toți. Băi, și oamenii ăștia politici de astăzi. Ăștia care își lasă nevestele Bă, fiți, bă, eleganți. Fiți, bă, bărbați ca lumea. Fiți, bă, bărbați, aveți, bă, grijă de ele, bă, și de copii, bă. Bă, nu vă bateți joc de viață, bă, că viața este așa de scurtă și de așa de, de perversă. Dacă, dacă, și voi o, mai... Uh, împing, bă, vine și vor rândul. E imposibil să nu le vină rândul, mă. La toți ne vine La toți ne vine rândul, mă, frate. Bă, dacă asta, asta este uh, cel mai rău lucru posibil. să jocorești cu la lipsa... soție. Lipsa de respect. lipsa de respect. Du-te, vă, te, văd cu tremurat, revoltat. Da, a, da, eu sunt foarte... Pentru că, ne-ai că, am, scuze -mă, a murit în sărăcie, nu? Numai asta. Stai, abandonată la azil, ce să mai... Bine, e... bineînțeles. Bineînțeles. Dar, dar vreau să spun, spune la oameni, bă, țineți minte cu... Ține... spune la oameni, că oamenii voi se uită credeți, la lecții. Voi credeți că dacă ajungeți într-o funcție și v-ați nevasta și luați alta, aia care va a luat pe voi e mai bună ca nevasta voastră? Bă, să vă fie rușine. Doamne, ce-o fi fost în sufletul femeii alea? A? Cât mă auzi, câtă disperare. Eu am stimat-o, era o, 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 profesoară. Și da, ne-am ne că în azil, dar fără niciun ban a rămas că a fără niciun ban, nu? Mă, n -auzi, îi lua banii anafu. Din pensie? Din pensie, mă, din amărâta aia de pensie, îi lua uh, uh, un sfert anafu, mă. Cu ce să trăiască, mă, biata femeie? Eu numai medicamentele costau de 3 ori, 4 ori salariul ei. Dar nu vreau să mai vorbesc pentru că mi-e rău. Ți se face rău, o? Doamne mă, că ți jibărat, Cum cu o Cum neva... mă, trăiești cu o muiere în casă? Eu îi spun muiere că așa da, este da. de la tatăl meu. E muierea mea. Bă, trăiești cu o femeie în casă peste 30 de ani. Cum să o lași, bă, băiatule? las la 25 de ani, mă. las la 20, la 22, la 23, până în 25. Uh -huh. Bă, după 25, femeia... Începe să pălească unele din ele. Trebuie să ai grijă de ele, tu, tu ca bărbat. Da. No. E inuman. No. Oricât de rău ai fi. Bă, fiară să fii criminal. Ai trăit cinci ani cu nu ea, ai Nu poți să o de de la ea. azil. Nu? Băi ai trăit cinci ani Zic, cu ea. Nu poți să o trimiți la azil? Da. Ați -a făcut și copii împreună, ați a -a crescut copii. Și ce, vă arunci în azil? De asta spun, Horia. Să fiu atent. Să fiu atent, să-ți rezolvi problema din tine. Cum mi-am mi -am rezolvat? La mine, dacă vine uh, cu tremurul, dacă uh, uh, orice nenorocire. Nu, nu, ăsta... nu, să nu le mai invocăm. Fii, fii atent aici. Uh -huh. Eu de asta am, am pensie ca lumea. De asta mi-am rezolvat totul. Tot, 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 tot. Să nu devin povară. Uh -huh. Pentru că marea majoritate nu se gândesc. Așa este. Ce mai interesează? au ăștia -auzi? Grijă. E un mare sfat care îl dai. Foarte da, înțeles. Da, Domn cu da. adevărat înțelept. Mai înțelept. Ai dreptate. O să bag la cap și așa o să fac. Da. Așa. Ca să te mai stârnesc putin, puțin, iar te-a înjurat porumbuiul la Ionițoia. Ce-a zis, mă? Că ai dat că declarațiile care le tot dai despre el, că sunt de un... Păi n-am dat nicio declarație de 2 ani căs de e să mental? Cite, cit... de oligofren? Da? să -și citesc. Că așa e cel mai bine să citesc. Băieți, ia căutați în textul. Hai că nu stau eu acum. Căutați în textul. A fost invitat la Ioanițo aia. Și te... da ți spun exact. O să spun exact. Iar da. te-a atacat. Da, fie Mai înțeles? Dar ce aveți, vă frate, de împărțit? Păi, n-ai văzut el... S-a repezit în Crăciunescu, da. Se repede în dragomir. Oamenii... Pe cum? Știi ce a zis de Crăciunescu și nu știi ce a zis de tine? Ce vrăjeala asta care mi-o dai acum? Ce nu, a zis? -a... Pe cum? De unde știi ce a zis? Că în aceeași emisiune a zis de Crăciunescu Ia, dați-mi tată ce a zis nu, De, jur de că nu, nu, jur că nu. Pe cum și de unde? Și de Crăciunescu, de unde știi? De Crăciunescu au scris pe rețelele de socializare. Pe cum? Că au scris și de tine? Ce nu, a zis -a scris de tine? Nu scris de mine. Da? Nu, nu, nu. Da? Uh, Zi-mi un lucru, neamitică apropo de Nunți. Care a fost cea mai tare nuntă la care ai fost de la Milionari? Cea mai tare nuntă ever, forever. Da, scuză-mă, lasă -mă, gândește-te, doar atât vreau să spun. Știi cum îl cheamă pe omul, pe indian, pe miliardar? Ține-te bine că mor Muchești Am bani, am bani, am bani. Jur că așa îl cheamă. Deci muche, cash, am bani. Și cel la nume e am bani. Am bani, adică am bani. Chiar așa se scrie, am bani. Da. Și fii atent. Și că, fii atent omul. Și că în... Și că... Uh, în, în, 2018, Ambani i-a organizat fiicei sale Ișa cea mai scumpă nuntă pe care a văzut-o vreodată țara, unde a cântat Beyoncé, iar invitații au participat la recepții organizate în lacul Como din Italia, precum și în Mumbai și Rajasthan. Nunta a costat peste 100 de milioane de dolari. În 2018 pentru fată. Bine, băiatul e băiat, știi cum sunt. Mai mult, dar îl cheamă Ambani. A, fii atent, m a întrebat o chestie. Da. Am văzut trei sau patru nunți uh, 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 absolut Fenomenale Așa. Toți care au făcut nunțile astea da? Toți sunt despărțiți acum Nu cred Jur, fii atent aici Copilul primarului din Ștefănești Al lui Bobi da. A făcut o, 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 o nuntă Cum a, a, la noi în România Nu cred că a, a, a existat S-a despărțit Copilul lui al mare. Da. A făcut o nuntă, cum nu vezi prin filme. S-a despărțit. Mai am încă doi, dar uh, unul mi-a apropiat și nu pot să o, o, o dau de el, pentru că cred că e pe la mine pe acasă. Acum aș, a, o să, o să, uită la emisiunea cu asta și mă, cred că face infarct dacă îi spun. La fel s-a despărțit și, și ăla. Înțelegi? Când aveam eu salonele de nuntă, aveam un salon de 1000 de locuri. Fii atent aici. Ăsta, Bobi de la Așinețul, la, şi, la, la fel. Aveau, atent, pe un perete, de aici până la mașină afară. 50 de metri era sala de, de asta. Ecrane de, de, de televiziune. Fii atent aici. Ecrane de televiziune. Cu tot ce se întâmplă în nuntă, și Nu aşt... Numai Maneliști, cred că au fost 10 care a fiecare a costat de la 10.000 Deci 100.000 de euro numai maneliști. A, mai mult i-a costat. Uh -huh. mai, mai, mult. Și Nețoi la fel a avut o, o nuntă fiusă și uite că n-a ținut, s-au despărțit. Păi și de ce? De ce crezi tu asta? E când e prea mult belșug prea mult uh, și -o iau în cap? Le ia mințile, banii, uh, cum să spun, glamurul, puterea, forța? Orea, eu o pun seama educației din familie. De exemplu, la mine, la Bălcești, eu în familia mea... Ce ia mințile, ne Nu știu de divorțuri. Am înțeles. Și ți ia mințile? O nuntă ca asta? O, o... Crezi că tu ești stăpânul lumii? Păi când ai... Băi, fratele meu, când încasez la nuntă un milion de uh, dolari... Atât a luat nețoiul la nuntă? Na, nu pot să spun cât, că nu știu. Dar uh, că în momentul când faci o nuntă, fii atent aici, și uh, că câștigi peste 500 de mii de dolari la o nuntă. Deci cea mai tare nuntă la care ai fost, a fost s-a încasat peste un milion? Da. La asta, la Ștefănești, la primar? P nu știu, eu, a, 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 făcut o nuntă asta pentru băiatul lui, n-a ținut decât doi ani. Și, -a -a, și -a -a... Dar cum ne-am mi s-a încasat ai, cadou, cadou la o nuntă un milion de dolari? Ce e mult? Cum să nu fie mult? Noi vorbim unor oameni care câștigă 3.000 de lei, ne amintică despre ce vorbim. Mi-a povestit cineva mai acum vreo lună, două, că s-a făcut în oaș o nuntă Așa. cu 1500, 1500 de, de, invitați? invitați și dar n-a fost, N-a deci fost niciun dar sub 1.000 de euro n-a existat dar sub 1000 de euro. Ia, fă o coteală. Depinde, 1000 de euro de familie, 1000 de euro nu, de Nu, nu, de persoană. Păi da, 100, 1500 cu 1000 de euro, 1500, 15000, 150 de mii, milion jumate. Ba da, e bine. Deci 1500 mai punem un... Deci ori 1000. Ba nu, e bine. 1500 mai punem un 0, 15000. 150 Bă, știu, de eu mii, un milion jumătate. Spun că n-a existat deci persoană sub 1000 de pe păi partea de mică Deci da. suntem 1500. Punem da. și mai punem 3 zerouri. un milion și da. jumătate de euro. Un, un milion jumate un și atunci mii... te, -te... Vais, că e, e mult. Nu e mult. Uh -huh. de. Fac și o nuntă. Vei fi invitat de onoare? Da. De onoare. Da, tati. Da, înțeles. Dau bine și. eu nu, bine. Nu, la nu dau bine. Da. <laughs> da. da. Deci fii atent, fii atent așa. Deci muntă de un milion neamitică. Doamne, încasări de un milion. dar la, dar ăsta din Ștefănești sau ce? Ce a făcut așa de tare la nuntă Deci că n-ai mai văzut niciodată așa? Nu, n-am văzut așa. Pe de ce a făcut? Că mâncarea tot aia e. Băutura tot. Doamne, cred că florile l-au costat 100-150 de euro. Numai florile. Da. Era tot, toată sala aia care a că vezi cu ochii, 50 de metri lungime pe 50 de metri uh, lățime. lățime Și ce ați mâncat? Doamne, mâncați și gura ta numai Știi bucătari. că eu îți mâncau, eu îți promis, știi mă cum sunt Când îmi spui de mâncare Numai bucătare am avut la nunta uh, lui Ștef uh, uh, De asta am avut 40 de bucătari Nu cred Și la Nețuie am avut 33 De bucătari? De bucătari numai Mama, mama, mama mama. Da Și n-a ținut, ,ă? Da Hai să le spunem la oameni că ce pariază pentru etapa viitoare, ca să zic așa. Mă bucur că nu te-ai enervat tare, bravo. Mă bucur că dacă mama erai... Mea, mama Nu, coagă. dacă erai cu 10 ani, știi ce făceai pe aici, nu? Nu, Lua foc studioul dacă erai cu -am, 10 M-am abținut acum pentru că am și vârsta. Bravo, nu te felicit, jur că te felicit. Am, am, am și vârsta. Nu, că dacă dacă că, era cu 10 ani, dă foc că la Că Știu cât rău mi-a făcut familiei și tac. Da. Cât a suferit nevasta mea datorită lui. Pe minciuni. În care să fie, dracu, ceva adevărat. Da. Deci e clar, cale de împăcare nu va fi niciodată. Cu el? Da. Nici în mormânt nu-l iert. Serios? Nu, în mormânt. Dacă mă duc în mormânt, las vorbă cu ăsta niciodată. -a, nu se împece nimeni din familia mea. Serios vorbești, neamitica? Da. Ei, am înțeles, cum zice acum... că... Îmi calpă inima, că mă, a, 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 luam toate televiziunile la rând. A, 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 înțelegi? Dar o vezi ușor, mă calmez, îl las dracului. Uh -huh. Devi înțelept, asta înseamnă înțelepciune. Da. Că mă auzi, tu ai avut suflet bun mereu. Și uh, el, el e. A, mi-ai zis, gata, hai, gata, nu te gata, mai întreb. Gata, am ieșit, am ieșit, am ieșit. Bun, uh, ok. Un singur lucru vreau să te mai întreb. O profeție mare, de tot și finală. Dacă astăzi Craiova îi bate pe rapid, FCSB este campioană? Oricum e campionă. Bun, dar dacă îi batea Craiova pe rapid, lucrurile sunt cam gata? Sunt gata oricum. Da? Gata oricum. Deci FCSB nu campioană a României? Păi știi ce înseamnă șapte puncte din cinci meciuri? Nu. A, dacă câștigă rapidul astăzi. Da. Câștigă două jocuri uh, uh, în meciurile directe, ei sunt campioni. Fac pariu pe că vreți. Dar din ce înțeleg, cam gigi pe Cam așa se va termina. Da, așa. Și cu artificii roșii-albastre. Da, 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 ăsta, ăsta. El câștigă campionatul. Ne mulțumesc. Da, trăiește, să trăiască privitorii. Transmitele să... mesajul de final. Să trăiască privitorii, să auzim numai de bine. Și să vă trăiască viața, cum îi spune, cum îi lunea, place, nu lunea, lunea, lunea mitică. Toate cele bune ne oprim aici cu show-ul show, show Max Profețiile lui Mitică. Ne vedem luna următoare la 13.30. Toate cele bune. Mâine la 10.30 ne vedem cu Fanatic Superliga în direct și în exclusivitate pe site-ul fanatic.ro. Toate cele bune. Nu uitați, diseară, marele meci, Craiova rapid!